Autoritățile au anunțat că pe data de 15 ianuarie va demara etapa a doua de vaccinare. Platforma online va fi gata pe 15 ianuarie. De la ora 15 se va putea face programarea pentru etapa a doua. Modalitatea de programare se poate face prin medicul de familie, individual sau prin call center, o altă modalitate prin direcția de asistență socială din primării sau prin aparținători care se pot înscrie până la maxim 10 persoane. Pentru cei cu boli cronice, programarea se face prin medicul de familie. Dacă nu are medic de familie, se poate face prin call center sau prin pagina de web. Pentru persoanele care deservesc activitățile esențiale, programarea se face prin angajator, a anunțat doctorul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare în România. Persoanele cu vârsta peste 65 de ani, cei cu boli cronice și lucrătorii în domenii esențiale se pot programa online pe site-ul programare-vaccinare-covid.gov.ro, acolo unde trebuie configurat un utilizator, fie prin intermediul medicului de familie sau prin aparținători. Programări în vederea vaccinării se pot face și prin call center la numărul de telefon 021 414 4425. În etapa a doua a strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România este inclusă populația la risc, reprezentată de adulți cu vârste de peste 65 de ani, persoane aflate în evidență cu boli cronice, indiferent de vârstă în funcție de indicațiile vaccinurilor utilizate. În conformitate cu dovezile științifice actuale, în categoria boli cronice se încadrează oricare dintre următoarele afecțiuni: diabet zaharat, obezitate, alte boli metabolice, inclusiv congenitale, afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni renale, afecțiuni oncologice, afecțiuni pulmonare, afecțiuni neurologice, inclusiv sindromul Down, afecțiuni hepatice moderate sau severe, afecțiuni autoimune, imunodepresii severe, pacienți transplantați cu consult medical prealabil, pacienți care urmează terapii biologice sau terapie de lungă durată cu corticosteroizi, pacienți infectați cu HIV-SIDA, se arată într-un comunicat de pe site-ul oficial al campaniei de vaccinare.